bine v-am găsit la interviurile DC Medical. Sunt Val Vâlcu, discut cu domnul profesor Lucian Negreanu, Spitalul Universitar de Urgență din București, Clinica de Gastroenterologie. Domnule profesor, se aude când și când acest diagnostic, boală inflamatorie intestinală. Mulți o pun pe seama stresului zilnic, a ritmului tensionat în care trăim azi, viața modernă, mâncarea super procesată. Da, bună ziua, Val, mulțumesc mult pentru invitație. Se aude din ce în ce mai des acest diagnostic de boală inflamatorie intestinală. De fapt, vedem o creștere mare a numărului de boli de tip inflamator sau mai degrabă disimunitar. Vedem o exacerbare a diagnosticului de astm, de exemplu. Vedem foarte mulți pacienți cu boli reumatice și în ultima vreme și în România crește numărul de pacienți cu boală inflamatorie intestinală. E un diagnostic care nu e întotdeauna ușor de pus. Evident că e un diagnostic pe care, așa cum mai povesteam de ună zi, îl avem de aproape 100 și ceva de ani, când a fost prima dată descris de Burit Crohn această patologie. Și probabil că e o boală a civilizației. Nu știm exact în ce măsură stresul joacă un rol, dar avem dovezi, de exemplu, la oamenii care se mută dintr-un loc în altul, imigranții, din zone unde sunt puține boli inflamatorii, cum era Japonia, imigranții japonezi în America au avut o efervescență, o creștere majoră de astfel de boli. Alimentația superprocesată, cum spuneai, joacă și ea un rol și iarăși aici vedem un exemplu, cred că primul caz descris în China datează din 83, deci relativ recent, și este pus pe seama modernizării alimentației și probabil unor lucruri pe care nu le știm suficient din alimentație. Da, evident, joacă un rol și climatul genetic, pentru că sunt foarte multe studii. Aș zice că o să avem dovezi interesante. E o echipă din America. De fapt, e un profesor care se cheamă Jean-Frédéric Colombel, plecat de la Lille, deci un francez, care s-a transplantat în urmă cu mai bine de 15 ani la New York și care acum face niște studii și genetice și serologice și de microbiom intestinal la veterani americani, oameni sănătoși. Și a monitorizat 15-20 de ani cei care au făcut boli inflamatorii, se uită care au fost factorii predispozanți, genetici, alimentari, de microbi intestinal. Știm că e un univers pe care nu prea îl înțelegem exact. Da, și acest factor cu flora intestinală ar putea fi schimbată de alimentație, de condițiile de trai, nu știu. Unii spun, doamne, pe vremuri mânca un copil bomboana căzută pe jos, exact. O lua, ștergea de praf și o... Da, e un studiu, numai britanici consumă. Puteau să facă chestia asta în stilul lor. Au dat pacienților un regim cu ouă de tenie. I-au infectat în mod void. Studiul e publicat în GUT, care e una din cele mai mari reviste de gastro. Și practic ce au observat, că infectarea acestor pacienți producea un soi de îmblânzire a sistemului imun la nivel digestiv, în sensul că sistemul nostru imunitar nu mai reacționa exagerat la factori din alimentație sau din mediu. Știm acum că foarte multe boli, aici se plusează foarte mult și o să vedem în ce măsură viitorul va da dreptate, că am ajuns acum să punem și cardiopatia ischemică, diabetul, obezitatea, toate sunt din microbiomul intestinal, măcar de-ar fi așa, și să vedem în 10 ani un iaurt care să ne vindece de tot felul de boli. Ideea e că pacienții ăștia au o diversitate a microbilor mult mai mică. Și s-a văzut, de exemplu, copiii care au primit antibiotice în mica copilărie în mod excesiv sau produse formula de lapte praf, la fel n-au beneficiat de alimentația la sân și probabil
interacțiunea cu microbii și modul în care ne colonizăm, că ne colonizăm din primele ore de după naștere, tubul digestiv, se pare că dă un determinism și că în viitor, combinat cu factori de mediu, alimentari, fumat și așa mai departe, poate să ducă la apariția bolii. Se cercetează și sunt echipe, cum spuneam, la New York, sunt echipe din Israel care fac astfel de studii, pentru că îți imaginezi ce ar fi să tratezi pacientul înainte de a dezvolta boala. Și dacă ai putea interveni și cumva schimba microbiomul intestinal, dacă omul are o amprentă microbiană care nu e cunoscută și să o schimbi în sens bun, dar nu mai faci o boală. Pe de altă parte, iarăși, cum vorbeam de ună zi, sunt acum teste care îți spun așa zisa ta amprentă de microbi intestinali, care nu sunt deloc teste credibile. N-am ajuns la astfel de performanțe. Sunt miliarde. Exact, și miliarde de microbi și rolul lor nu ne e perfect cunoscut. Și atunci, evident că testele astea sunt uneori abordate în mod excesiv și cumva pacienții sunt îndemnați și plătesc sume considerabile spunându-se că e în exces cu tare sau cu tare microb, ceea ce e un fel de biletele de papagal de la bâlci, când noi ne miram cum a ghicit, dar era de fapt o manipulare. Nu știm încă și Societatea Franceză de Gastroenterologie chiar a recomandat anul trecut, e o recomandare formală trimisă către toți gastroenterologii din Franța, să nu cumva să mai facă astfel de teste care sunt excesive și inutile, stresează pacienții și nici nu aduc pentru moment nicio contribuție esențială. Adică dacă le fac, să le facă în studiile clinice care sunt finanțate, sunt... Da, cumva poți căuta în anumite contexte, dar nu știi, să te duci să te cauți. Uite, eu cred că am în exces nu știu ce microb sau am alergie la nu știu ce trăznaie, pentru că, de fapt, astea nu au o relevanță clinică dovedită pentru moment. Dar, cum spuneam, probabil că viitorul acolo e. Da, n-am spus exact ce produce boala și care ar fi simptomele. Cine ar trebui să se gândească la această patologie? E o boală, în general, a oamenilor tineri, care are un spectru de... Deci debutează la vârste fragede. Debutează de obicei la vârste fragede. Vedem acum, din păcate, chiar și în România, mulți copii. Deci la populația pediatrică o creștere a numărului de bolnavi, de pacienți. Debutează cu diaree, cu mucus, cu sânge, cu durere abdominale, cu scădere ponderală. Ea are două... Sau nu crește greu. Poate un copil, da, are dificultăți de creștere, fac sindrome de malabsorție, anemii și așa mai departe. Dacă pentru colita ulcerativă, când vezi diaree cu sânge, de regulă te cam duci la medic. Pentru boala Crohn, care uneori e o boală consumtivă, așa, te afectează cu scădere ponderală, durere abdominale, există, nu numai în România, în multe țări europene, o întârziere de aproape 2 ani, un an și jumătate, 2, până se stabilește diagnosticul, pentru că de multe ori opui exact ce discutam. Ești mai stresat, de-aia 2-3 scaune, de-aia slăbit, ai mâncat ceva, ai făcut un sindrom de intestin iritabil după o infecție digestivă. Nu prescrii întotdeauna o colonoscopie, care e un test, mă rog, nu foarte iubit de pacienți. Să spunem că medicina a progresat mult în stadiul de la Colțe, acum 30 de ani, performanța era un aparat de vreo 20 de centimetri, care permitea să vadă doar câțiva centimetri din tubul digestiv. Astăzi, lucrurile au evoluat foarte mult. Nu doar se vede, dar se pot lua probe. Exact, poți să faci... Plus că avem de câțiva ani încoace lucruri absolut spectaculoase, în sensul că avem programe de inteligență artificială care reușesc să detecteze leziuni. Sau pentru bolile inflamatorii, de exemplu, există o explorare cu videocapsula endoscopică, celebra pastilă care filmează lucrurile.
Explorarea care a fost introdusă, deja sunt aproape 30 de ani de când e disponibilă, sigur s-a tot perfecționat, dar acum e asistată de un program de inteligență artificială și dacă o faci iterativ la același pacient, îți spune, îl tratezi bine pe pacientul ăsta, uite, leziunile au dispărut, îți faci o cartografie exactă. Cât la sută din intestin e afectat? Cât de gravă e afectarea? După cum la endoscopie, avem cromoendoscopie digitală, adică știm, apăsăm doar pe un buton și vedem detalii histologice, sau, că tot vorbeam de screening-ul de cancer, avem programe care ne asistă în depistarea polipilor colonici și care sunt dovedite, ajută, în sensul că pot să facă un endoscopist începător, între ghilimele, să fie mai performant decât un senior. Ele ar trebui să fie accesibile, mai ales în spitalele mai puțin vizate de specialiști, în zonele mai centrale. Dorința noastră la nivelul societății române de endoscopie digestivă ar fi ca toate centrele să fie dotate cu endoscoape high definition și, sigur, cu aceste programe, module de inteligență artificială, presupun un oarecare cost suplimentar. Nu știu dacă e nevoie să fie peste tot, dar în orice caz, endoscoapele noi ar trebui să fie disponibile cam oriunde. Pentru că este vorba, avem studii care dovedesc că de la o generație la alta, între aceste mașinării, depistarea leziunilor sau gradul lor de rafinament în a descrie o leziune e mult mai mare. E o singură boală Crohn sau sunt mai multe? Când spui boli inflamatorii, te gândești la boală Crohn, colită ulcerativă și patologia asemănătoare. Uneori nu știm să încadrăm pacienții, 10% sunt între cele două și vorbim de colită nedeterminată, care poate să evolueze spre boală Crohn sau spre colită ulcerativă sau să rămână așa. Boala Crohn e o boală care afectează tot tubul digestiv, de sus până jos, adică și partea de sus, și o boală transmurală, adică nu stă doar la mucoasă, afectează inclusiv extraintestinal lucrurile. Ambele boli și colita ulcerativă e limitată la mucoasa colonică. Asta nu o face mai ușoară, că cumva ai impresia e o boală ușurică că se limitează la mucoasa colonului. Și ea e destructivă pe termen lung, îți scurtează intestinul, îți face probleme până la urmă de calitatea vieții, că e destul de greu pentru un pacient numai să se gândească când e la serviciu sau să-și planifice o călătorie accesul la baie, care știm că nu e simplu. Adică pentru noi pare simplu, dar dacă nu ai un control foarte bun pentru că ai 20 de scaune, devine foarte dificil. Poate unii patroni sunt nemulțumiți că se pierde timpul, pierde din timpul de lucru. Chiar pe asta 19 ar putea mai, când afecteze ai fost relațiile. Prezent cu ocazia marcării Zilei Mondiale de Luptă împotriva bolilor inflamatorii intestinale, împreună cu Asociația Aspir, Asociația Pacienților, care e foarte activă și încearcă să ajute pacienții cu boli inflamatorii, auzeam această problemă că dacă, să zicem, pentru un pacient oncologic, cumva e un grad de compasiune, nu întotdeauna, din păcate, abia acum ați văzut că avem o lege pentru acești pacienți să poată să beneficieze de un concediu mai lung. Chiar în această săptămână. Exact, ar trebui să, grație doamnei senator Pauliuc, de supraviețuitorului. Și la fel și aparținătorii, pentru că un astfel de diagnostic clar schimbă complet o familie. Afectează și copii de vârstă școlară aceste da, boli. Și da, boli inflamatorii, absenteism de la școală. Se izolează în față de comunitatea. Exact, e foarte. Plus că există încă această etichetă, stigmatul de boală, nu-i, nicăieri nu-i amuzant să fii bolnav. Uneori copiii sunt răutăcioși și sunt copii. Până la urmă ei nu înțeleg lucrurile așa cum poate le-ar înțelege un adult și nu întotdeauna sunt empatici.
Și e foarte greu. Chiar am primit un mesaj de la un părinte care spunea că poate ar fi bine pentru decidenți să afle traseul pe care l-a avut și dificultățile pe care le-a avut de a accede la un specialist, de a accede în timp util, de a nu sta la urgențe ore întregi și după aceea de a avea acces la investigații mai complicate pentru copilul lui. Într-adevăr, e foarte greu. În Franța este o asociație de pacienți care poartă numele unui mic pacient, François Opetit, și o asociație foarte militantă și care a obținut cumva multe facilități pe care acum le vedem ca normale pentru pacienți, de la rambursarea unor teste, terapia marțială, adică perfuziile cu fier pentru prevenția anemiei și așa mai departe. Nici în alte sisteme de sănătate nu sunt lucrurile perfecte și la fel și ei încearcă. Și mai ales că la noi suplimentele sunt considerate suplimente în afara compensării, da, rambursării integrale, să zicem. Noi știm, de exemplu, că la boala cron pediatrică, unul din cele mai bune tratamente este să le faci nutriție enterală. Și adică pe cale venoasă. Nu. Pe cale chiar naturală, dar adică beau și mănâncă niște alimente speciale, pentru că intestinul trebuie menținut activ ca să nu se suprainfecteze și așa mai departe. Sigur, uneori se începe inclusiv cu nutriție venoasă și cu... Dar toate aceste soluții durează uneori luni de zile până induci o remisiune sau pacientul reușește să obțină un câștig ponderal să-l poți, de exemplu, opera. Și la noi, prin tot felul de artificii, prin programe împreună cu anesteziștii, reușim să compensăm cel mult o lună în spital, dar acasă nu există o astfel de compensare. Și e unul din punctele pentru care se luptă acum asociația. De ce este necesară intervenția chirurgicală? Pentru că uneori bolile astea fac complicații. Colita ulcerativă poate face o complicație gravă numită colonul toxic, colita gravă, care se tratează medico-chirurgical, adică într-o echipă cu chirurgul. Există niște ghiduri foarte bine stabilite, ghiduri europene, și dacă pacientul nu răspunde, ajungi să scoți întregul colon, pentru că altfel risc să pierzi pacient. Pentru boala Crohn există de multe ori stenoze care nu pot fi dilatate, stenoze lungi. Adică un fel se face o cicatrice exact. În locul afectat. Afectat și poți avea, de exemplu, vin de urgență cu ocluzie. E o operație de urgență. Se pun stome. De multe ori nu poți renunța la stome. Sau țesutul e atât de inflamat și de friabil că nu poți face continuitate imediat. Sunt chirurgi care sunt antrenați mai mult decât alții pentru boli inflamatorii. Încă în România, din fericire, pentru moment, nu avem fenotipuri de boală atât de teribile, penetrante și fistulizante, cum sunt cele pe care le vedem în vestul Europei. Dar văzând cum au crescut lucrurile din 2004, de când e ultimul studiu făcut în România, până acum când ne străduim să facem un registru național, pare că e o creștere substanțială în unele zone, chiar și de 100 de ori a numărului de pacienți. Poate e mai bine, mai bine diagnosticată, e descoperită, da, pentru că se caută, se investighează. Avem teste, mai avem bine. Teste evident, mai bune, în sensul că există un test care se face din materiile fecale numit calprotectină și care, dacă e pozitiv, cumva îndeamnă pacientul să meargă către o colonoscopie. Există și o campanie care e din ultimii 10 ani de zile în care și medicii de familie și gastroenterologii sunt mai conștienți de aceste boli. Cu ce se confundă? De ce întârzie 2 ani diagnostic? 2, 3 ani? Păi întârzie din mai multe motive. Pe de o parte, exact cum discutam, că uneori formele de boală sunt torpide, slăbești nițelul și ai ceva simptome, după aia lucrurile se ameliorează, pacienții mai primesc cât un antibiotic, mai primesc cât un medicament care atenuează cumva lucrurile. Că de multe ori accesul nu e atât de facil și de ușor.
că unele teste, cum spuneam, teste deștepte, sunt folosite nejudicios și că nu întotdeauna lucrurile ne sunt accesibile, în sensul în care tu poți face o endoscopie și o colonoscopie și să nu găsești leziuni, leziunile să fie cantonate în intestinul subțir. Și atunci accesul la videocapsulă sau la enteroremene e ceva mai limitat decât... Adică nu e o probă nici ieftină și nici ușor de accesat. Da. Există tratament medical, medicamentos? Există. Probabil că progresele care s-au făcut în materie de tratament sunt uriașe, în sensul că dacă acum 20 de ani încă apucam etapa unor medicamente, cum sunt cortizonul sau imunosupresoarele, care aveau o rată de succes undeva la maxim 20%, avem acum terapii care... Și efecte secundare puternice. Efecte secundare, infecții și neoplazii cât cuprindă. Și erau niște efecte pe care, cumva, din păcate, și le asuma și pacientul și tu, erau celebrele diagrame în care arătai pacientului că unul din 10.000 de pacienți poate să facă un limfom. Ceea ce, sigur, pare puțin sau mult, depinde cât de pesimist ești. Acum avem terapii mult mai eficiente. Sigur, dacă ne întrebați când vedem 70%, tot nu ni se pare suficient. Vrem și mai mult și viitorul va fi al combinațiilor de medicamente. Iarăși, va trebui să găsim soluții să le rambursăm, pentru că nu sunt medicamente ieftine. Este considerat o boală rară? Boala nu, Crohn, nu e o boală. Aici era acum ușor. S-au mai făcut eforturi pentru... Nu e. Deja e o boală care, în care România nici măcar nu mai e cu verde pe harta Europei, e deja în zona portocalie. Sigur, nu ne comparăm cu țările din Europa de Nord sau cu Belgia sau Nordul Franței, sau Marea Britanie, unde lucrurile sunt mult mai frecvente, dar începe să fie o boală care nu e... Noi vedem, poate că sigur, și centru din universitar, ca și alte centre, e un centru dedicat și cumva sunt referiți pacienții, dar a zice că nu e zi fără să vezi un pacient sau să revezi un pacient care face o complicație sau unde e nevoie să ajustezi terapia și așa mai departe. Deci nu mai sunt borare. Am fi profitat dacă era, deși și aici există, din păcate, bolile rare sunt boli orfeline lăsate uneori de izbeliști. În schimb, există o presiune comercială atât pentru testare cât și pentru alimentația, pentru testarea intoleranței la gluten, plouă cu acest diagnostic și, evident, vine soluția, alimentele fără gluten de prin supermarketuri. Da. Mi se pare ciudat pentru că suntem o civilizație a grâului, am trăit 10.000 de ani... Pâinea și vinul sunt primele probiotice, exact. Nu? Și cu toate astea ne-a lovit acum intoleranța la gluten. Aici, sigur că sunt două lucruri interesante, aș zice. Când te uiți, de exemplu, la datele din Italia, care îți spun, domnule, noi diagnosticăm un pacient și mai sunt între 8 până la 24 cu celiachie nediagnosticați, ți se pare enorm. În România nu avem atât de mare populație cu intoleranță la gluten. Evident că trebuie să faci teste și nu-i nevoie de endoscopie cu biopsie. Se pot face teste serologice foarte eficiente, cu specificitate înaltă, dar trebuie să făcute când ai suspiciuni serioase. Pacientul are simptomatologie, slăbește, are anemie feriprivă, diaree cronică și așa mai departe. La noi are o supărare sau a mâncat ceva? Se face și testul de intoleranță la gluten. Și îi face acest test, care un desori e pozitiv. Da, nu, testele, ele sunt bune, au sensibilitate și specificitate înaltă. Teoretic, un test negativ îndepărtează boala. Sigur că un test negativ nu înseamnă neapărat că nu este. Te poți uita și mai departe, poți face endoscopie și lua biopsie să vezi o boală celiacă seronegativă, o raritate, da, se poate.
Pe de altă parte, regimul fără gluten i-a abuzat. Evident că e o chestie, noi râdeam, California, știi, regimul a fost o modă în Silicon Valley cu un regimul fără gluten, nu mai găseai un croissant în toată California. Dar cumva lumea învață și avem, există, poate că e un lucru interesant, există pacienți care n-au celiachie, dar au un soi de, e mult spus, alergie, de intoleranță pentru aceste... O sensibilitate, să zicem. Și unde poate fi judicios să scazi da, pentru o perioadă. Inclusiv în celiachie, reiei după o perioadă alimentația cu gluten. Profesorul Tudose, răposatul, psihiatru, da, de la Tudose spunea că lumea are probleme psihosomatice, adică stresul, emoțiile se transferă și sistemului vegetativ, da, îl influențează și cei care dau bani pe mai mulți pe astfel de produse simt că au făcut un efort și psihologic placebo e mai bine. E mai bine. Funcționează efectul placebo în cazul lor. Da, e destul de dificil. Întotdeauna cred că trebuie să se sfătuiască măcar cu un medicul lor de familie sau cu un specialist gastroenterolog. Adică diagnosticul acesta e un diagnostic important și n-ar trebui să-l da, pună da, da, pus, întâmplător un coleg sau de birou. Sau... Mă uit pe Google și uite, te pun simți mai bine că excluzi glutenul, dar poate e o suprapopulare bacteriană și oferi un substrat și din cauza asta ai meteorit și te doare burta. Așa că lucrurile trebuie discutate și cumva cernute. Testul e indicat atunci când ai niște... Nu e un test de screening, să zicem, pe care să-l faci așa, într-o populație care nu are prevalență în România. Domnule profesor, vă mulțumesc. Vă așteptăm la Și eu De ce mulțumesc. Medical. Mulțumesc mult.